ceai de popădie. Calmează ficatul, ajută gastrita și afecțiunile cardiace. Substanțele pe care le conțin rădăcina, frunzele și florile de popădie fac din această plantă un remediu pentru multe afecțiuni. Păpădia conține substanțe cu principii amare, cea mai cunoscută fiind paraxacina, flavonoide și carotenoide, care dau culoarea galbenă a florii. De asemenea, această plantă conține vitamine din complexul B, C și D și minerale, dintre care cel mai important este potasiul. Păpădia are proprietăți de tonic amar, stimulează activitatea pancreasului și secreția de bilă. Ceaiul de popădie are un slab efect laxativ, diuretic și diaforetic, ajută la producerea transpirației. Studii realizate în domeniu au demonstrat că rădăcina de popădie acționează benefic asupra ficatului și are și efect coleretic colagog, adică asigură bună funcționarea văzicii biliare. Păpădia se recomandă în special în anorexii, datorită principiilor amare ale plantei, în diverse afecțiuni ale căilor biliare, colecistopatii sau în gastritele hipocide. Efectul diuretic transformă păpădia într-un aliat al persoanelor care suferă de microlitia renală. Această plantă este utilă, de asemenea, în curele de slăbire, deoarece crește tranzitul intestinal și stimulează diureza. Un alt avantaj al păpădiei este în afecțiunile cu edeme, acumularea de lichid seros în spatile intercelulare ale organelor și țesuturilor. Afecțiunile cardiace și cele hepatice cronice însoțite de edeme și ascită. Infuziile de popădie se deosebesc de celelalte diuretice prin faptul că prin urină nu sunt eliminate cantități mari de potasiu. Este una dintre plantele medicinale cele mai bine tolerate și lipsite de efecte adverse. Singurele contraindicații vizează persoanele care au alergii la polenul de popădie și în anumite colecistite acute sau calculi colecdocieni. Inflamații Păpădia se folosește cu succes în diverse inflamații cutanate și are și efect antireumatic. De asemenea, există o serie de studii care au arătat că această plantă stimulează imunitatea. Din frunzele de popădie se poate prepara un suc. 10-20 ml mele de două ori pe zi. Rădăcina se pune la uscat, se sfărâmă și se administrează 3-5 grame de pulbere pe zi. Infuzia se prepară din 5-10 grame de frunze uscate la o cană de apă. Preparatele din popădie se iau cu o jumătate de oră înainte de masă, în cazul gastritelor sau în anorexii. Abonați-vă, apreciați și distribuiți. Atenție! Înainte de utilizarea păpădiei, se recomandă consultul de specialitate.